Ei când ne spun la oameni să les cash-ul, din trebuie să le spui ce să fac cu miliardele de euro care sunt acumulate în Moldova de persoanele care au muncit sau muncesc peste hotare și care acești bani au fost adunați în 10, 20, 30 de ani. Mulți oameni au investit în imobile, cumpărau apartamente la copchii, pe urmă cumpărau mai multe, le dădeau în chirie, câștigau bani. Deci, în țară se învârte banul. Astăzi, cu toată aberația, și având peste 1 milion, deci având jumătate de populația țării la muncă, asta este o aberație. Republica Moldova nu este gata pentru asta. Astăzi, pentru cei care nu sunt rezidenți fiscali, care se vede după frontieră, cu oamenii peste 180, ele se află peste hotare, da? Gata, e clar că e vin numai de anul nou, там, de Paște. Oamenii ăștia trebuie să aibă posibilitatea de a achita în numerar, cash, orice bun până la 200.000 de euro liber. Poate fi chiar și jumătate de milion. Înțelegi? Adică banii ăștia sunt. Spuneți, vă rog, voi cu cine luptați? Îi băgați pe moldoveni să înveți specialiști și șmecheri cum să-și ascundă banii, cum să-i scoată pe offshore, să achite comisioane la fel de mașini și mai departe. Astăzi, aici poate fi și un interes din partea băncilor, ca să înțelegi. Noi astăzi, ca să înțelegi, să avem cele mai bogate bănci de regiune, ca venit, prima. Doi, procentul de deservire, după anul nou, tot merge doar prin transfer. Nu contează că procuri o mașină ieftină, scumpă, o bucată de pământ, ori apartament, doar o să fie prin transfer de la nou, da? Cu cash nu mai faci nimic. Dar procentul de deservire la bănci astăzi, la noi tot e cel mai mare în Europa, ca și prețul la gaz.